Irresponsabilitatea și interesele de grup ale consilierilor locali USL, dirijați cu bună știință din umbră, de mai mari USL-uri, m-au determinat să vin astăzi în fața opiniei publice și să trag un semnal de alarmă vis-a-vis de această situație deloc de neglijat. Toate eforturile mele de a introduce centrale proprii în condensat în fiecare instituție școlară din Târgoviște s-au dovedit fără niciun rezultat, având în vedere faptul că PSD-iștii și PNL-iștii din Consiliul Local au refuzat categoric să-și dea votul favorabil, iar miile de copii târgoviștieni să poată beneficia de căldură în creșe, în grădinițe, în școli și în licee. Așadar, stimați târgoviștieni, vă asigur că cei care vă condamnă la îngheți, atât pe dumneavoastră, cât și pe copiii dumneavoastră, sunt nimeni alții decât cei cărora le-ați acordat votul de încredere la 10 iulie. Reprezentanți USL și PPDD. Așa cum vă relatam și în intervențiile mele anterioare, acești politruși de Târgoviște, împinși de la spate de interese meschine, lasă fără căldură 9.000 de copii în școli, 1.500 de cadre didactice și peste 2.000 de târgoviște. Refuzul categoric din partea aleșilor USL de a sprijini acest proiect constituie probe clare ale neprofesionalismului politicilor de astăzi care au ajuns să conducă interesele politice ale orașului. Un municipiu întreg asistă cu neputință la un joc politic murdar, dar atât de vizibil pe care îl practică USL. Chiar dacă astăzi s-au ascuns sub umbrela USL-ului, târgoviștenii nu au uitat că tot PSD și PNL sunt responsabile și pentru situația creată la sece termica, acum mai bine de 4 ani, când am preluat mandatul de primar al municipiului Târgoviște, cu datoriile societății, cifrate la 110 miliarde de lei vechi. Problemă pe care am rezolvat-o. Cu greu, cu înțelegere, cu eforturi, dar am rezolvat-o. Stimați târgoviștenii, astăzi ne vedem nevoiți să recunoaștem că trăim într-o lume condusă cu nonșalanță și ură de către USL, unde șmecherii își fac de cap și calcă în picioare, nepedepsiți, orice lege sau limită de bun simț. Soarta termica e sa, dar mai mult decât atât, a zecilor de mii de copii și cadre didactice este captivă în mâinile unor personaje interesate doar de propriile câștiguri financiare și privilegii din care au făcut un scop în sine. Atitudinea criminală, pot spune, prin care condamn efectiv copii nevinovați să trăiască și să învețe la temperaturi de sub 0 grade Celsius, denotă că niciodată, dar absolut niciodată, sub sigla USL, Târgoviștea și poate chiar și județul Dâmbovița, nu vor putea ajunge pe harta marilor orașe și județe. 4 ani am făcut eforturi incredibile pentru ca târgoviștenii să aibă confort, să aibă dezvoltare, progres, investiții, o viață de cetățeni europeni. Și eu cred că aceste rezultate au fost apreciate pozitiv de către cetățeni. Însă ceea ce se întâmplă astăzi depășește limita oricărei imaginații diabolice. Să nu ai nici măcar o singură soluție, o singură variantă. Și pe unicul proiect existent, viabil și legal. Să nu-l validezi în Consiliul Local, mi se pare efectiv genocid.